În acest an, primarul comunei Peștera, Valentin Vrabi, are pregătit o surpriză deosebită pentru localnici, dar și pentru cei care vor veni în vizită în comună pe data de 7 decembrie. Ca de fiecare dată, începerea sărbătorilor de iarnă în localitatea Peștera are loc un eveniment la care se pot aduna toți locuitorii comunei și nu numai. Aprinderea luminilor, iluminatul festiv, care de 4 ani de zile ia amploare din an în an, achiziționăm din ce în ce mai multe. Anul acesta sperăm să fie deosebit de frumos, pentru că oamenii așteaptă de la noi în fiecare an îmbunătățirea momentului respectiv și suntem în plină desfășurare a amenajerii acestei zone, unde va fi, să spun, orășelul perioadei de sărbători. Edilul a început încă de pe acum pregătirile. A înconjurat comuna cu beculețe și a împodobit parcul de lângă primărie. Luminile vor fi aprinse după ora 18, iar după cum spune și primarul, comuna va prinde viață. Locuitorii spun cu siguranță că va fi un lucru minunat. Domnul primar vine cu foarte multe surprize pe 7 decembrie, ca în fiecare an. Ce vă aștepta să vedeți anul acesta? Orice. Cum a fost anul trecut? Anul trecut a fost super. Super. Vă așteptați la ceva în plus anul ăsta? Da, da. La cadouri pentru copii, la mai multe. Sunteți mulțumită de ceea ce face domnul primar? Suntem mulțumiți, nu mulțumită, mulțumiți toți. Mai frumos ca anul trecut. Întotdeauna de soare surprize pentru tot satul. Vă așteptați la ceva ce anume, așa în mare? Ce ați vrea dumneavoastră să vedeți în plus? În orice caz, ceva mai frumos ca anul trecut. Cum a fost anul trecut? Povestiți-ne așa un pic. Foarte frumos. Foarte multe lumini, era ca în rai. Nu știu cum e raiul, dar așa se scrie la Biblie că raiul e frumos. Ca în rai era. Toată lumea de peste tot care și cum vedea pe internet, auzea, venea și vedea acest parc. Foarte frumos. Sunteți mulțumită, doamnă, de ceea ce a făcut. Da, da, foarte, foarte mulțumită. Ce vă aștepta să vedeți anul acesta? Cred că ceva mult mai frumos ca anul trecut. Nu știu, domn primar știe mai bine. Probabil tot un spectacol ca anul trecut, să fie împodobit puțin mai spectaculos, că el face mereu să fie mai bine decât a fost și numai lucruri bune ne putem aștepta de la dânsul. Cum a fost anul trecut? A fost foarte frumos, deosebit. Adică am avut parte de ceva frumos cum n-a mai fost în ceilalți ani. Sunteți mulțumită de domnul primar? Da, foarte mulțumită. Aprinderea luminilor de Crăciun se va face concomitent cu sfințirea Troiței de la intrarea în comună. Tot în acea zi, spre exemplu, o să sfințim o troiță care se află la intersecția localitatea Peștera cu Ivrânezul Mare și, bineînțeles, ne-am pregătit pentru iarnă cu toate cele necesare pentru școli, pentru încălzitul unităților de învățământ. Proiectele și investițiile încep din nou din primăvară. Primarul Valentin Vrabie promite că niciun vizitator sau localnic nu va pleca dezamăgit de la sărbătoarea de pe 7 decembrie. La festivitate sunt așteptați să urce pe scenă corul Arhiepiscopiei Tomisului, care va cânta colinde, comediantul Doru Octavian Dumitru și trupa Provincialii, iar moderator va fi Cristi Brancu. Autoritățile locale așteaptă prezența a peste 3.000 de oameni.